Instituțiile statului român și-au demonstrat din nou incompetența în materie de autostrăzi. Pentru astăzi a fost anunțată inaugurarea unei bucăți de 6 km de șosea rapidă la intrarea în capitală, dar tăierea panglicii a fost amânată de-a lungul zilei. În plus, responsabilii au făcut tot felul de improvizații cu marcaje și semne de circulație care mai de care mai periculoase, iar sute de șoferi au așteptat în zadar să circule pe autostradă. Dumneavoastră, de ce stați aici la coadă? Ca să mergem pe autostradă, că am înțeles că s-a deschis. Nu s-a deschis, acum semnează actele, procesul de recepție. Se știa că se deschide la ora 1. A fost, cred că, cea mai frumoasă încurcătură care s-a putut face de atâția ani. Și de fiecare dată veneai foarte frumos, veneai până la centura Bucureștiului și după aceea... Dar știți că s-ar putea să nu fie inaugurată astăzi, că durează prea mult? Ar fi, asta chiar ar fi de tot, chiar prea de tot. Inițial, șoferii s-au bucurat că vor putea circula pe prima autostradă urbană, dar nu au putut intra pe ea, pentru că nu a fost gata la timp recepția lucrării. Lucru de înțeles, având în vedere că acești muncitori abia montau semnalizarea rutieră. O altă echipă, care după o fotografie de grup lângă lucrare, pava ieșirea de pe o trecere de pietoni, era cât pe ce să facă o improvizație tehnică de tot râsul. Traversarea se oprea într-un transformator. Deci dacă eu vin pe aici, mă opresc într-un transformator. După care, șeful i-a pus pe muncitor să mute pavajul, astfel încât să ocolească transformatorul. Nu au fost singurele bâlbâieli. Șoferii au rămas surprinși de modul în care se termină autostrada, la intersecția cu șoseaua Petricani. Prima autostradă urbană din România este și prima autostradă care se termină în câteva semafoare, dar și într-o trecere pentru pietoni. Cei care vor dori să traverseze vor apăsa pe un buton, iar șoferii care vin cu viteză se vor opri la culoarea roșie. Și marcajul rutier din intersecția autostrăzii cu strada Petricani îi încurcă de pe acum pe șoferi. Ca și cum nu ar fi fost harababura destul de mare, la lăsarea nopții cineva a observat că nu există două semne rutiere. Lipsa lor ar fi pus în pericol viața șoferilor. Pentru că se pare că cineva a uitat să le fixeze pe aici. Acum, noi stând aici, vigilenți fiind, am descoperit că nu sunt aceste indicatoare și ar putea anumite persoane să fie induse în eroare de configurația acestei intersecții și s-a luat decizia montării indicatorilor. Acest șot de autostradă face parte din pariul pus de șefa guvernului, care a declarat că dacă nu vor fi inaugurați 100 de kilometri de autostradă până la finalul anului, șeful companiei de autostrăzi pleacă acasă. Nu văd de ce directorul general al CRAIR ar trebui să-și dea demisia din moment ce a făcut exact ce a promis. A construit 100 de kilometri de autostradă în acest an. Autostrada face parte din tronsonul București-Ploiești, a cărui construcție a început în 2006, fiind inaugurat în 2012. La această bucată, lucrările au reînceput în 2016. Potrivit CNAIR, trebuia terminată în noiembrie 2017. Dacă măcar până la această oră s-a tăiat panglica, ne spune colegul meu Vitalie Cojocar. Bună seara, Vitalie! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! În sfârșit, vestea este că da, s-a tăiat panglica pe prima autostradă urbană din România. S-a întâmplat în urmă cu câteva minute. Primii doi șoferi care spun că au așteptat astăzi toată ziua deschiderea autostrăzii au avut această onoare să taie panglica. Cineva spunea chiar că își va pune panglica pe bradul de Crăciun. De altfel, astăzi a fost o aglomerare foarte mare de mașini pe șoseaua Petricani. Oamenii au vrut să intre pe autostradă și nu au putut, în sfârșit s-a întâmplat acest lucru. A și început să ningă, însă reprezentanții CNAIR susțin că au dat cu substanțe antiderapante, astfel că circulația pe autostradă se va face în siguranță. Această autostradă de numai 6 km, din care au fost făcuți deja 3 km, iar cei 3 km rămași au fost construiți în mai bine de 2 ani, au costat statul român aproape 30 de milioane de euro, aproape peste 80% fiind bani de la Uniunea Europeană. Cei drept însă, autostrada urbană se termină într-un semafor, așa că aveți grijă dacă circulați pe aici, sunt multe lucruri pe care trebuie să le observați.